Sughițul poate avea cauze inofensive sau, dimpotrivă, poate semnala evenimente grave de sănătate. Află mai multe despre cauzele și tratamentul sughițului. Există multe cauze potențiale ale sughițului, dintre care cele mai multe sunt gastrointestinale și implică stimularea nervului vagal și frenic. Alte cauze includ tulburările sistemului nervos central, tulburările metabolice, tulburările psihogene și medicamentele. Episoadele scurte de sughiț nu reprezintă un motiv de îngrijorare, însă există și situații când acestea se manifestă pe termen lung, ascunzând o serie de boli cronice. Uneori, sughițul poate fi un simptom al unui infarct sau al unui accident vascular cerebral. Au fost identificate câteva cauze care pot duce la declanșarea acestui simptom deranjant: supraalimentarea, alimentele picante, alcoolul, băuturile carbogazoase și fumatul. De regulă, sughițul nu durează mai mult de câteva minute, însă există și cazuri când aceste episoade sunt mai îndelungate. În cazul în care sughițul durează multă vreme, putem vorbi despre sughiț persistent, criză de sughiț cu durată mai mare de 48 de ore. De asemenea, există și varianta unui sughiț refractor, care durează mai mult de o lună și nu răspunde la tratament. Aceste forme sunt întâlnite destul de rar și deseori sunt consecințe ale unor afecțiuni asociate, caz în care este indicată o programare la un consult medical. Există câteva remedii frecvent folosite la îndepărtarea acestui simptom. Țineți respirația câteva secunde, bea rapid un pahar cu apă rece, bea suc de lămâie sau puțin oțet, pune la baza limbii o jumătate de linguriță de zahăr granulat, relaxează-te și încearcă să respiri adânc, respiră într-o pungă de hârtie. Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei sughițului persistent, medicul ar putea recomanda teste de sânge, analize hepatice, radiografii, tomografii sau teste de rezonanță magnetică. Sughițurile persistente afectează foarte mult calitatea vieții și pot fi dificil de gestionat. De aceea, medicii recomandă o serie de medicamente din clase diverse, care ar putea gestiona individualizat sughițul, relatează doc.ro.